Hai, salut, bă! Voi ați avut vreodată un prof din ăsta care să vă poarte pică? Dracu știe din ce motiv. Poate pentru că aduceați aminte de un fost sau o fostă. Sau poate pentru că sunteți voi antipatici. Sau pur și simplu, poate pentru că sunteți urâți. Dar bă, orice ai face, omul ăla nu te va avea la suflet și gata. Iar principala problemă e faptul că antipatia asta pe care vă poartă se răsfrânge și asupra notelor. Copiezi la un test împreună cu colegul tău de bancă, lui dă 9, ție îți dă 5. Chiar dacă a scris același lucru. După te mai și pune la cuțite cu prietenul tău. Te gândești că bulangiul te-a manevrat pe la spate doar cât să ia el notă mare și să se laude lumăsa. Vă sună cunoscut? Ei bine, eu unul de-a lungul timpului m-am întâlnit cu mulți profesori care nu m-aveau la suflet. Din diferite motive. Însă o singură profă, și anume profa de chimie din liceu, m-a detestat încă din prima oră până în ultima. Ba chiar a vrut să nu mă bage în bac. Dar mai întâi, hai să vă spun cum am cunoscut-o. Fie vorba între noi, atunci când am intrat la liceu, eram puțin cam sălbatic. Pentru mine era un nou început. În sfârșit terminasem cu evaluarea națională, cu învățatul și aveam posibilitatea de a lăsa vechiul în trecut și să construiesc o personalitate cu totul și cu totul nouă. Puteam să mă dau drept doctor sau de ce nu pompier? Cine știe? Puteam să zic că sunt chiar și astronaut. Practic, puteam să fiu ce voiam eu să fiu. Colac peste pupăză era pentru prima dată când ieșeam din satul meu de unul singur și mergeam în oraș. Vorba vine oraș, că era un sat care, prin nu știu ce minune, o primi statutul de oraș cu vreo 2 ani înainte să intru eu la liceu. În fine, în mintea mea era un alt mediu, altă cultură, altă mentalitate. Trebuia să mă emancipez, să fiu mai dezghețat. Și cum să fac asta? Păi simplu, ca și orice tip timid de la acea vreme, am început să mă uit la arta seducției. După ce am făcut binge la toate episoadele în câteva zile, deja vedeam cu viața mea să se schimbe la 180 de grade. Ce să mai? Dacă la reușește să abordeze așa găgicile pe stradă, păi pe holurile liceului pot să fie floare la ureche. Prin urmare, atunci când am ajuns la liceu, am zis gata, fără rușine, Ștefane. Am și eu o vârstă, trebuie să-mi fac o relație, alea. Nu merge să stau așa, vă dați voi seama. Minte îngustă de prunc. Și nu numai eu eram așa. Și colegii mei de clasă erau la fel. Zici că s-a umflat orzul în noi. În fiecare pauză făceam show ca să-i presunăm fetele. Ba făceam Scandenberg, ba ne loveam ca dobitocii, ba spuneam povești din alea fantastice de le auziți acum pe live-urile bombardierilor. Practic, orice părea cool, noi o făceam. Păcat că toată tevatura asta era fix degeaba. Colegile noastre, după care eram așa aprinși, nici nu se uitau la noi. Ele visau la un băiat din clasa 12-a, care avea și el măcar un Golf. Ce să mai zic de unul cu BMW? Că l-am mai cunoscut și căutat de câte 3 stări eu acum pe OnlyFans. Cu toate astea, nu ne-am lăsat noi așa ușor descurajați. Fiecare trebuia să arate cât de smart o e. Însă, cel puțin în cazul meu, fiind copilul ăla mai grăsuț, în toată debandada aia eram cel mai la îndemână sac de box. Iar cum de rușine nu puteam să mă fac, trebuia să lovesc eu la loc. Oricum, mai mult luam bătaie decât dădeam. Asta e clar. Totuși, să nu vă imaginați că ne învinețeam ochii și ne scuteam dinții pe acolo. Mai dădeam și noi un pumn în umăr, mai o palmă după ceafă, așa, ca între băieți. Ei bine, întâmplarea a făcut ca fix înainte de prima oră de chimie, eu să-mi iau revanșa față de un coleg care doar ce mă melestise. Așa că l-am prins într-un colț și am început să-i dau câteva castane mai sănătoase. Iar spre nenorocul meu, în momentul ăla, o intrat fix profaia care m-a terorizat tot liceul. Hai să zicem buturuga. Deoarece, pe cuvânt de bețiv, arăta fix ca o sticlă de buturuga de la Ciucaș. Era scundă, tunsă scurt, crăcănată și lată. De-abia încăpea pe ușă. Când ne-o văzut, zici că i s-a urcat sângele la cap, nu alta. Ce faceți, măi, nesimțiților aici? Sunteți cocoși? Nu, doamna, că noi ne jucam. Ce vă jucați, mă? Tu ești mai mare și care pumnul ăluia mai mic? Nu ți-ar fi rușine? Da, doamna, el mi-a dat primul. Uite, întrebați-l pe Casian. Ce, mă? Taci din gură și mergi la loc. Dacă nu te ascult și spiși cu doi, de-o să mă pomenești tot anul. M-am enervat în ultimul hal. Și bătut și certat de profa. Unde naiba ai dreptatea? Cel puțin, pentru restul orei, nu mi-a zis absolut nimic. Însă cu siguranță, au avut grijă să-mi plătească cu vârșind de asta de-a lungul anilor de liceu. Ca să faceți o idee despre cât de hain era buturuga, avea o modalitate de a ne stresa în ultimul hal. La ora ei, nu făceam absolut nimic legat de chimie. Și sincer să fiu cu voi, nici nu mă plâng. Mai rău de aia că vreau să meargă la medicină. Cu toate că majoritatea timpului nu-și bătea capul, din când în când mai avea niște mustrări de conștiință și dorea să se revanșeze. Cum credeți voi că făcea ea asta? Pe simplu. Astăzi o să dăm un test surpriză în ultimele 5 minute. Bă, cum auzeam asta, deja începea panica în clasă. Colegul meu de bancă îmi făcea capul calendar. Să-mi bag p***a, bă, Ștefane, că n-ai vrut tu de-al dracu să plecăm de la chimie. Ți-am zis că ne dă asta test. Lasă-mă, bă, în pace. Că dacă zice dirigul mama că am fugit iară de la ori, mă rupi când ajung acasă. Bine, mă, că-i dăm o sticlă de GB și se rezolvă. Să-i dai tu, bă, că de când i-a zis mamei că am fugit acum o săptămână, nu mai dă decât 5 lei de un sandwich, ci că să nu mai am bani de ieșit în localuri. Vai de viața mea, și ce facem acum? Nu, nu, eu zic să merg până la baie și fug. Stai, mă, potolit, fii atent aici. Doamna, nu mai puteți spune încă o dată cum stă treaba cu PH-ul ăla? N-am prea înțeles. Oh, domnul Ștefan, dar cum sunteți pasionat de chimie?
ce să zic, am avut o revelație peste noapte. Mă, de chimie nu eram eu pasionat. Însă spre marea mea mirare, chestia asta funcționa în 90% din cazuri. Când auzeam că o să primim test surpriză, începeam să punem toate întrebările posibile și imposibile despre chimie. Erau așa de fantastice încât ar fi trebuit să apărăm la serialul ăla. Copiii spun lucruri tâmpite. Fiecare coleg ajuta cum putea. Ba punea aceeași întrebare de fiecare dată, ba căuta ceva pe Google ca să impresioneze pe profă. Mă și mir cum de-a mea să o ducem cu zăhărelul pentru atâta timp. Dar, ca orice lucru bun în viață, a trebuit să se termine. Pentru că aveam și noi nevoie de note. Prima dată am făcut ochii cât cepele când am văzut că scrie întrebările pe tablă. Mai ales că eu eram botă la chimie. Prima întrebare. Ce reprezintă H2O? Ce dracu e asta, mă? Serialul sau ce naiba? În ce se transformă această materie? Bă, hai să deschid puțin caietul, că dacă nu, mă rămân repetent. Dar nici bine nu apuc să bag mâna sub bancă, că aud. Ștefan, ridică-te în picioare! Iar eu cu caietul pe genunchi. Vă dați seama, l-a băgat rapid la loc ca să nu pice pe jos și m-am ridicat. Mă, tu mă crezi pe mine proastă? Ce făceai acolo? Nu, doamnă, că eu numai căutam un pix sub bancă. Dacă te mai prind cu mâna pe sub bancă, îți piși cu un doi în catalog cu pixul, ca să nu ți mai pot șterge în caz că bocești. Ok. Bă, să fiu sincer cu voi, o băca puțin frica în mine, așa că am stat potolit. Însă la următoarele teste, fai, mi-a revenit curajul. Ba de la colegul de bancă, ba din caiet, ba de la colegii din spate. Ce vorbești, frate? Rupeam stilul la copiat. Dar chiar și așa, niciodată nu am primit note mari la ea. Puteam să scriu cuvânt cu cuvânt ce ne-au predat. Din 6 și 7, nu mă scotea. Dar mie îmi convenea. Stăteam fără grijă și puteam să învăț la materiile de care eram cu adevărat pasionat. Ei bine, toată șandramaua asta a ținut până în primul semestru din clasa 12-a, când s-a întâmplat ceva neașteptat. Cred că eram în săptămâna 14 sau 15. Oricum, foarte aproape de finalul semestrului, iar la Buturuga cu toți aveam doar o notă. Vă dați seama, ne așteptam la un nou test surpriză. Fie vorba între noi, speram că poate o avea milă și noi dubla nota deja existentă, cum a făcut în anii trecuți. Mie unul i-am convenea, aveam o 6, dacă îl dubla, 6-6, poartă în casă. Atât doar că Buturuga a avut alte planuri. Deja știm că un test e foarte posibil, înainte de ora de chimie, ca și orice elev conștiincios, mi-am pregătit materiale ajutătoare, adică copiuțe, tatuaje cu formule, știți voi, esențialul. Am zis să scriu toată materia pe o foaie ca să fie mai ușor la copiat. Nu să stau să răsfăiesc prin caiet. Zis și făcut. Intrai la oră și surpriză mare, vă dau test. Începe să împartă subiectele, primesc foaia, strecor rapid copiuța sub ea și încep să mă prefac că rezolv. Totul decurgea normal. Ba ridicam foaia ca să mă uit pe materiale, ba completam ceva la un exercițiu, ba mă uitam puțin pe pereți, ca să nu par suspect. Însă, cu toată precauția asta mea, cam după 15 minute de când a început testul, o văd pe Buturuga că se ridică de la catedră și vine glonț la mine. Îmi ridică foaia și găsește copiuța. Ioi! Domnul Ștefan, dar ce avem noi aici? Da, chiar așa, ce avem noi aici? Taci, Casian, vino aici! Ok, doamna. Deci ce scrie pe foaia colegului tău? Sunt formule, da? Da, doamna. Ok, deci ești martor. Ștefan, ți-am promis doiul ăsta încă din clasa noua. Pot să scrii în continuare în test. Dar să știi că pentru astăzi ai nota 2. Bă, eu nu mi-a trecut nota în catalog. Oricum, deja amenințase colegi pe care eu m-ai prins copiind. Așa că mă gândeam că blufează. Ba chiar ceilalți copiau în continuare de rupeau. Numai eu mă uitam la lucrare ca vițelul la poarta nouă. Bravo, mă! Rupeți stilul! Să luați tot 10! Firea ta e dracu de bulangii! Bine că am fost eu miel de sacrificiu. Ce era să fac? Am încercat și eu să mai îndruc ceva tâmpenii prin testul ăla și aia a fost. Iar după asta, colegii de clasă au vrut să bage paranoia în mine. Yo, Ștefanii, acum ați pus ca aia un 2 în catalog. Ce note mai ai? Bă, mai am un 6. 6? Păi rămâi corigent. Du-te mă și te culcă. O zis ea la mișto. Nu știu, bro, mi-am părea destul de serioasă. Marș, mă! Următoarea săptămână vine Buturuga cu tancul de teste și începe să le împartă. Casian, 9, Chitel, 7, ia uite, domnul Ștefan, 6, dar hai să-ți trec doiul promis. Hă? Dar ce, mă? Tu credeai că eu glumesc? Deschide nebună catalogul și îmi trântește mare 2. Ia uite, dar nu ți-e semelia. Mai să fac infart, nu alta. Eu am bac cu câteva luni și prăla asta să mă pică. Stai să audă mama că eu la vară merg la căpșuni, nu la bac. Mă dezmoștenește, nu alta. O și băga meditație în curul meu pentru 2 ani de zile. Doamna, dar ce dracu? Nu mă băgați în bac? Eu nu vreau să mă iau de chimie în viața vieților mele. De ce ai copia, mă? Nu ți-am zis că îți dau 2? Hai, dă-o în p*** mea. Tătă lumea o copia și fix pe mine m-ați ars, nu? Mă, ca să nu zici că srea, îți trec și 6 de pe care le-ai luat în test. Să văd. 6 plus 2 plus 6, împărțim la 3, 4, 6, 6. Îți iese 5. Mulțumit? Să-mi ba picioarele de nu venea să fac mai rău ca și Vadim. Fă pitic nenorocit ce ești! Dar nu mă bagi tu pe mine în bacalaureat!
Bine, mu, nu am putut să fac nimic. Eram legat de mâini și de picioare, pentru că aveam pe aia la oră și în semestrul al doilea. Încă trebuie să-i zic să rămână că nu m-a lăsat corigent. Chiar dacă atunci trebuie să stau în banca mea, în ultima oră de chimie din clasa 12-a, după ce ne-au încheiat media și m-am văzut promovat, i-am zis în față: domnule profesoară, să știți că ceea ce ați făcut semestrul trecut nu e normal. Era cât pe ce să-mi distrugeți viitorul cu mizeria asta de materie, care nu m-a interesat și nici nu o să mă intereseze vreodată. Mă, taci! Eu ți-am promis doi olancă din clasa noua! Du-te, dracu! Bine, nu m-am exprimat eu chiar așa vulgar, dar tot am fost nesimțit cu ea. Și uite așa, am scăpat eu de butruga și sper că nu o să ne mai întâlnim niciodată. Nu de alta, dar poate se va dimul din mine la suprafață și spun toate ofurile mele. Și de parcă faptul că era cât pe ce să nu intru în bac nu a fost îndeajuns, a fost cât pe ce să-mi stric și nota de la proba de mate din cauza unei sticle de Coca-Cola. Dar lasă, că vă zic povestea asta într-un alt clip. Iar acum e timpul pentru comentariile săptămânii.